comunicare de nișă, este nevoie și se știe că ăsta este viitorul. Și mă bucur să-l avem astăzi alături de noi, pentru că este o premieră, n-am fost niciodată la noi la evenimente. Vedeți, avem și foști colegi, dar avem și oameni în premieră și vă rog să-l întâlnim la aplauze pe consultantul de marketing turistic de la Travel Communication România, Răzvan Pascu. Bine ai venit, Răzvan! Vreau să continuăm, nu? Nu ne-am potrivit de câte ori aveam la evenimente, dar erai tu în țară. Și acum era cât de cât... Tu mai plătești întreținerea la bloc? Mâine dimineață plec din nou. Bună ziua, salut, mâna, îmi pare bine să fiu în fața dumneavoastră. În primul rând, sunt onorat să fiu aici și să vă vorbesc astăzi. Sper să fie util ce o să vă spun. Și de asemenea, mulțumesc mare pentru invitație. Au mai fost multe invitații, dar după care n-am putut să ajung. Și mi-a propus Marta să vorbesc astăzi despre PR-ul de nișă. Ceea ce facem noi la Travel Communication, noi avem o agenție de comunicare care se ocupă în special de clienți din turism. Dar nu numai. În ultimii 2 ani avem clienți din multe alte industrie. Numindu-ne în continuare Travel Communication, mie e destul de dificil să și nu vreau să promovez multe alte lucruri pe care le facem. Așa că să vorbesc în special despre PR-ul de nișă și pentru că în ultimele 2-3 săptămâni am avut câteva întâlniri cu oameni din agenții împreună cu care discutam planul de viitor pentru anul viitor, pentru activitatea mea ca și influencer online și blogger, am realizat că sunt multe lucruri pe care oamenii nu le știu despre ceea ce facem și atunci și de multe ori sunt mulți care gândesc despre mine, eu omul acela care călătorește foarte mult, însă am introdus în prezentarea de astăzi și câteva detalii ca să aflați un pic mai mult. În al doilea rând, aș vrea să îmi dau seama cu cine vorbesc astăzi. Așa că să vă întreb cine este om de comunicare într-o companie aici? Cine este om de marketing într-o companie? Ok? Cine este om de PR într-o agenție? Antreprenori? Restul? Jurnaliști? Ok. Cine sunt eu? M-am poziționat în ultimii ani ca și consultant în marketing turistic. Eu am lucrat 7 ani pentru un brand în mare în industria financiară. Aveam un job bun acolo și călătoream foarte mult, îmi cheltuiam toți banii din salariu pe călătorii. Erau mulți oameni care mă întrebau detalii despre călătorii și atunci am zis că hai să încep un blog. Asta se întâmpla acum vreo 10 ani, când era o modă să-ți faci blog. Așa am început în pură pasiune, pur și simplu vreau să-i ajut pe alții cu informații. Am ajuns să cunosc foarte multe lume, special mulți jurnaliști împreună cu care călătoream, fiind invitat în diverse infotrip-uri prin țară și prin străinătate. Și atunci, la un moment dat, mi-am dat seama că există o nișă neacoperită total. Nici în momentul acesta nu este acoperită. Nu mai există o altă agenție nișată pe zona aceasta de turism, însă există câțiva freelanceri care lucrează pe zona aceasta și unii dintre ei sunt foarte buni. Am pornit această agenție care acum a fost întotdeauna, de fapt, o afacere de familie. Soția mea a lucrat la Carrefour pe zona de organizare de evenimente și mi s-a alăturat și practic e în continuare o afacere de familie. Suntem o echipă de 7 oameni în momentul acesta și ne axăm mult și pe organizare de evenimente corporate. Dincolo de asta, mi-am dat seama totuși că ar fi interesant pentru mine și pentru viitorul meu să nu mă bazez întotdeauna doar pe alții. Și când spun alții, mă refer la foarte multe categorii de public, inclusiv bloggeri, jurnaliști și așa mai departe. Așa că m-am gândit că e necesar să-mi creez și să-mi dezvolt un canal propriu de comunicare. Astfel încât mi-am dezvoltat paginile mele de Facebook și mai nou am început și pe Instagram, am văzut că e o modă, deși eu personal nu prea cred în asta. Și pot să vă explic la un moment dat de ce. Iar canalele de comunicare pe care le am, deci în special paginile mele de Facebook, că sunt două, sunt în total pe la 250.000 de followeri. Am muncit foarte mult ca să ajung aici și știu că de multe ori se văd doar călătoriile, însă este foarte multă muncă în spate și la un moment dat o să vă prezint în cadrul acestei prezentări va fi un slide cu un proiect concret pe care l-am făcut
care funcționează, cel puțin la mine a funcționat și cred că și pentru dumneavoastră ar putea fi util. Cred foarte mult în lucrurile făcute din pasiune și cred foarte mult în lucrurile de calitate și mai puțin în cantitate. Și am încercat să insuflu echipei același lucru. Sunt oameni care sunt alături de noi, unii dintre ei chiar de la începutul companiei, adică de mai mult de 7 ani. Da, aici mai sunt niște premii pe care le-am luat. Sunt fericit să... Am fost foarte fericit anul trecut la o gală e-travel, am obținut tot pe zona de travel, evident, premiul de marketing of the year. Și la un moment dat, când aveam, eram mai tânăr, aveam 30 de ani, am fost și în topul Forbes. Ok. Am făcut cumva o paralelă între PR-ul generalizat și PR-ul de nișă. Eu cred că nu neapărat, cel puțin în vremurile pe care le trăim acum, nu trebuie să le privim ca și concurente. De multe ori ar trebui să conlucreze și la noi cel puțin s-a dovedit că noi am lucrat cu agenția noastră împreună cu alte agenții de PR și de comunicare din România. Atunci când au avut nevoie de expertiză pe turism, am lucrat împreună, am lucrat inclusiv cu alte agenții de nișă. Mi-aduc aminte că la un moment dat am lucrat cu o agenție specializată pe PR medical. Și mai cred de asemenea că o agenție de nișă nu ar trebui să-i vadă pe ceilalți. De fapt, cred că nicio agenție nu ar trebui să-i vadă pe ceilalți ca și concurență, ci mai degrabă ca pe posibil parteneri. De fapt, cred că asta este lumea care trăim acum, în anul 2018, și ar trebui foarte mult să începem să gândim așa. Și am făcut cumva o analogie așa în domeniul pe care îl stăpânesc mai bine. Agențiile mari am spus că sunt ca lanțurile, hotelierele de lux, iar agențiile de nișă sunt ca Airbnb. Fiecare dintre ele funcționează, numai că au target ușor diferit. Și am început să analizez 5 motive pentru care cred eu că VR-ul specializat funcționează. Vreau să vă spun din capul locului că eu cred foarte mult în general în afacerile de nișă. Cred că se pot face foarte mult din afaceri de nișă și de asemenea cred că sunt numai ușor de promovat. Asta e așa ca o paranteză generală. Și evident că atunci și zona aceasta de PR de nișă din nou poate fi exploatată mult mai bine, cred eu. De ce? Primul motiv. Se cunoaște foarte bine industria. Există industrie multe care necesită un grad foarte avansat de cunoaștere. Am dat aici câteva exemple. High-tech, fashion, beauty. Eu știu că trăim într-o țară în care e normal să spui că te pricepi la toate, dar realitatea știți foarte bine că nu este așa. Și mă leg în special de industrie pe care le cunosc eu foarte bine. Pentru noi, ce facem este mai mult decât PR. Adică nu ne adresăm doar publicului final, ci ne adresăm și de exemplu, avem companii aeriene pentru care lucrăm, avem agenții de turism pentru care lucrăm mari, avem ministere de turism în străinătate pentru care lucrăm, destinații turistice, avem ambasade și așa mai departe. Și de multe ori nu ne adresăm doar publicului final, ci ne adresăm și industriei business to business sau business to trade. Și o să vedeți într-un slide următor. Eu cred că e greu să faci PR pentru lucruri pe care nu le cunoști sau cu care nu rezonezi. De aceea cred și eu foarte mult că, în primul rând, omul din agenție trebuie să fie cel mai mare brand ambassador pentru brandul respectiv. Pentru că dacă nu crezi în ceea ce promovezi, va fi destul de dificil să o faci la parametrii maximi. Și am dat aici din nou câteva exemplu, cred că e greu să promovezi turismul dacă tu mergi doar la o inclusivă în Grecia sau în Turcia. Cred că e greu să faci iar pentru compania aeriene dacă nu știi principalii jucători din... dacă nu-i cunoști personal și nu știi ce se întâmplă în spate cu principalii jucători din industrie. Nu doar consumatorii finali, ci și agențiile de turism care vând sau autoritățile chiar. Pentru că în cazul companiilor aeriene noi avem de-a face inclusiv cu autorități locale pe care le convingem să deschidă rute aeroporturi, pe care le convingem să accepte companiile aeriene și așa mai departe. Un sfat pe care îl dau tuturor și îmi permit să vi-l dau și dumneavoastră este întotdeauna să încercați să faceți și
să faceți și dumneavoastră și să le propuneți și celor cu care lucrați, pentru care lucrați, să testați întotdeauna serviciile concurenței și să fiți, în primul loc, critic al serviciilor dumneavoastră. De ce? Pentru că de multe ori ai tendința tu ca om să te îndrăgostești efectiv de business-ul pe care îl ai și de aceea consultanții funcționează foarte bine. Pentru că văd cu un loc critic din exterior ceea ce tu poate că nu ajungi să vezi pentru că pui foarte, foarte mult suflet în ceea ce faci. Încercați să acceptați feedback-urile constructive, evident, și să vă bucurați de ele. Mi se pare că întotdeauna o reclamație cu adevărat poate să se transforme într-un feedback care să schimbe compania mai bine și priviți așa feedback-urile pe partea clienților dumneavoastră, mai ales cei care lucrează în social media, acolo unde știm foarte bine că e foarte ușor în ziua de astăzi pentru orice consumator să lasă un feedback, în special negativ. Și din nou am dat câteva exemple despre zona aceasta pe care o stăpânesc. Curați cu companiile aeriene concurente. Asta, evident, dacă faceți PR pentru companii din turism. Apoi, foarte important, cel puțin pentru noi, este că sau în general pentru agențiile de nișă, cred că este important să-ți cunoști toți stakeholderii pe care îi ai. Și așa cum vă spuneam, este în primul rând consumatorul care trebuie să-i te adresezi, dar trebuie să te adresezi și comunității de clienți corporate sau celor care ajută să facă vânzarea. Și, de exemplu, în cazul nostru este agențiile de turism care sunt revânzătoare, pentru care trebuie să creezi o imagine pentru o anumită companie, pentru care se fac workshop-uri, pentru care se fac întâlniri în potricuri și așa mai departe. Sau, așa cum v-am dat exemplu, autoritățile locale și cele centrale. Cred foarte mult și în asta, că PR managerul se poate transforma și trebuie, de fapt, să fie un influencer, așa cum am spus, cred că ar trebui să fie principalul brand ambassador. Eu nu am nicio problemă să mă asociez cu toate brandurile cu care lucrăm, mi le asum, cu bune și cu rele. Și, de asemenea, mai e un lucru, fiind o afacere de familie, totuși îmi permit, cumva, luxul să lucrăm doar cu clienții pe care îi dorim cu adevărat. Și încă un lucru, poate pentru cei care sunt antreprenori dintre dumneavoastră, cred că ar trebui să vă gândiți la un moment dat că ați putea lua în calcul să nu lucrați pentru oameni cu care nu vă place să lucrați. Pentru că, în definitiv, ziua fiecăruia are tot 24 de ore și cred că sănătatea mentală e mai importantă decât orice bani la sfârșitul lunii. Eu cred că publicul tău trebuie să se identifice foarte clar cu publicul clienților tăi. Este important să fie o voce de încredere pentru industrie sau pentru media, de ce nu, ca să vină și să solicite părerea pe anumite spețe din industria respectivă. Dar poți să ieși ușor și în afara nișei și din nou să vă dau un exemplu de niște campanii. Pe exemplu meu sunt campanii pe care am început și lucrez cu foarte multe dintre agențiile de aici din sală, ca influencer pe domenii care nu au legătură cu turismul. Pentru că, în principiu, cam orice om călătorește, orice om își dorește să călătorească și atunci sunt foarte multe industrii care caută acest public. Mă refer la industria de, nu știu, telefonie, servicii în general, banking, you name it, o grămadă de brand. Produse pentru familie, în cazul meu, pentru că am doi copilași și, în general, călătoresc inclusiv cu familia. Branduri auto, fast moving consumer goods și așa mai departe. Aici am pus doar câteva din aparițiile mele în presă. În general, sunt apariții legate de turism și de antreprenoriat. Și mai nou, de vreo 2 ani de zile, să zic, ies foarte mult și pe zona mondenă, să spun mai degrabă. Dar îmi aleg destul de bine locurile în care merg, adică nu-mi place să apar pe tot. Merg doar unde simt că mă ajută efectiv. E ceva ce îmi fac eu bine aici? Ok, am făcut un studiu împreună cu Standout, ca să văd cine sunt oamenii care mă citesc. Din Facebook e ușor știu că poate bine să scot statistici, dar am vrut să văd și pe blog.
Sunt, în general, oameni între 25 și 45 de ani. Aceasta e proporția cea mai mare. Și o să vă explic de ce am scris asta, că studiul a spus că 70% dintre cei care au răspuns câștigă peste 1000 de euro pe lună. Dar, în principal, sunt oameni care au profesii liberare, sunt antreprenori sau sunt oameni angajați în corporații. Și am scris aici că am un venit ridicat, își permit să plătească călătorii scumpe. Nu știu câți dintre voi știu că eu călătoresc împreună, călătoresc foarte mult prin lume împreună cu grupul. Știați? Da? Bun, ce fac? Ce se întâmplă? Am zis la un moment dat că... Gabi? Ok, hai că o să finim cu asta și o să revin la... aici, cum am mai vorbit despre asta, am să scriez canale proprii de comunicare, astfel încât să nu depinzi mereu de alții. Asta însemnând orice. Pentru în cazul meu, am considerat că e mai important să investesc în brandul personal. Dar în cazul dumneavoastră, de exemplu, puteți, dacă lucrați pentru anumite branduri, puteți să le creați brandurilor canale proprii de comunicare. Asta însemnând orice, de la un blog până la, nu știu, pagini de Facebook, dacă mai există încă branduri care nu au. Mi-aduc aminte că brandul pentru care lucram, e o companie mare de asigurări. Vreo 2 ani de zile am vorbit cu fetele de la marketing și încercam să le conving să-și facă pagina de Facebook. Să ne facem ca și companie pagina de Facebook. Asta se întâmpla evident acum mulți ani și nu vroiau. Deci mi se părea aberant, dar în fine, nu vroiau. Spuneau că este important, spuneau că este o industrie în care oamenii nu cunosc foarte bine, sunt foarte multe detalii tehnice și atunci de multe ori pot să vină și să spun, dacă ar avea pagina de Facebook, oamenii s-ar exprima mult mai ușor și ar spune nemulțumire cu privire la asigurările de viață și cele mai multe dintre reclamații ar putea fi nefondate. Iar eu îi contraziceam cu un singur lucru. Eu spuneam că dacă nu ai pagina de Facebook pe vremea aceea, nu înseamnă că oamenii nu vorbesc rău despre tine dacă vor să o facă. Înseamnă doar că tu nu ai posibilitatea ca brand să reacționezi. Și, în fine, era 2 ani de zile și s-au prins că era cam așa. Asta e comunitatea pe care am acum. Sunt, vă spuneam, în total cam 250.000 de followeri pe Facebook și Instagram. Și un lucru foarte important, poate chiar, am creat inclusiv un grup despre călătorii exotice și vacanțe îndepărtate, care acum are 12.000 de membri, pentru care caut parteneri să-i targetăm. Dacă veți intra în grupul ăla, o să vedeți ce fel de oameni sunt oamenii. Mulți dintre ei au călătorit mult mai mult decât mine. Am călătorit la capătul lumii. O fac individual, deci partener nu ar putea fi aici o agenție de turism. Poate nici o companie aeriană ar fi destul de dificil. Însă, evident, oamenii aceștia sunt consumatori. Și sunt consumatori high-end. Adică zona spre care mă duc eu acum. Și aici vreau să vă dau ultimul exemplu și poate cel mai important. De 3 ani de zile fac Eturi, este o agenție de turism care este specializată pe vacanțe exotice. Am început să lucrăm cu ei pe VIA și să-i ajutăm să iasă mai mult în presă acum 3 ani de zile. Atunci, pe vremea aceea, aveau 3,5 milioane de euro cifră de afaceri, acum au 12 milioane anul acesta. Au crescut practic de 3 ori. Și, dincolo de PR-ul standard pe care l-am făcut pentru ei, am încercat să fac altceva. Și atunci am încercat să folosesc comunitatea pe care am creat-o eu și am creat niște călătorii de grup. Condiția mea ca să lucrez cu ei a fost să fie vacanțe de minim 3.000 de euro. Am vrut să-mi targetez foarte clar oamenii cu care călătoresc. Și astfel că avem vacanțe care sunt foarte scumpe, de la 3.000 la 7.000 de euro. Evident că banii aceștia primești niște servicii, dar sunt servicii premium. Până acum au fost peste 20 de grupuri în toată lumea. Mâine vă spuneam că plec din nou, plec în America de Sud. Sunt unele destinații în care efectiv e bătaie, sunt discuții. Oamenii ajung să se supere pe noi că nu mai sunt locuri. Am vândut, de exemplu, Japonia, 3 grupuri în 2 săptămâni. Asta înseamnă 120 de oameni, ori 4.000 de euro fiecare. Toate, dar toate, exclusiv pe pagina mea de Facebook. Anul trecut, spre exemplu, am vândut pe pagina mea de Facebook direct pentru aceste grupuri de 1,3 milioane de euro. Repet, doar este singurul loc în care promovez aceste excursii. Apropo, am început să vă zic de Instagram. Nu cred foarte mult în Instagram. Deși știu că este o modă, deși știu că inclusiv brandurile de travel la nivel internațional
se adresează foarte mult celor care au comunități mari pe Instagram. În fine, cel puțin pe România, asta este convingerea mea, nu înseamnă că este și cea corectă. Iar în total, vânzările, pentru că sunt mulți alții care îmi scriu și ajung la agenție, vânzările sunt de peste 2 milioane de euro, repet, exclusiv pe pagina, pe pagina de Facebook. Ce îmi doresc mai departe și ce fac, să zic, de câțiva ani, e să mă focusez mai mult pe high-end followers. Mă interesează foarte mult industria premium. Am început să comunic în special în zona aceasta premium, evident, în special pe zona de hotelărie, de excursii și companie aeriene și așa mai departe. Dar sunt foarte, foarte multe alte branduri cu care lucrez, mai degrabă pe trei domenii de activitate. Pe zona de turism, evident, pe zona de familie, să zic mai degrabă pe lifestyle, și pe zona de antreprenoriat, pentru că am fost implicat în destul de multe proiecte legate de antreprenoriat. Și aici sunt o grămadă de branduri cu care lucrez. Îmi asum toate colaborările, nu am nicio problemă să recunosc că lucrez cu un brand, dar, așa cum vă spuneam, sunt genul de om care a refuzat multe campanii și a refuzat inclusiv clienți, pentru că pur și simplu nu făceam chimie. Am început de la zero, evident, ca mulți dintre cei de aici care sunt antreprenori. Acum cifra noastră de afaceri este de aproape anul acesta să fie în jur de 1,5 milioane de euro. Vă spuneam, avem 7 angajați și vreau, prin tot ce v-am povestit astăzi, să mă credeți, e un exemplu personal. Din tot ce v-am povestit astăzi, am vrut doar să reliefez că este un domeniu în care am crezut foarte mult, cred în continuare foarte mult, v-am arătat modele și exemple prin care lucrurile acestea au funcționat și cred că și în cazul dumneavoastră ele pot funcționa și sper să vă fie ajutat aceste lucruri, dacă le-ați aflat despre mine, poate unele dintre ele nu le știați. Mulțumesc! Mulțumesc, Dan! Cred că aveți întrebări? Cred că am cea mai dificilă. Eu stau între următoarea prezentare și nu între această prezentare și masă, nu? Nu, este pauză, este pauză de gata. Pauză, da. Aveți întrebări? Nu, n-am nicio întrebare, vreau doar să-l felicit pe Răzvan. Bravo! Nu știu cât de relevant este totuși pentru segmentul de oameni cărora te adresezi, dar cât de tare se simte în agențiile de turism influența online-ului și a vacanțelor do-it-yourself și digitalizarea asta care pune stăpânire pe toate domeniile? Foarte tare. Întrebarea este foarte corectă. Se simte foarte tare. Din păcate, mulți dintre ei nu țin cont de trenduri. Așa cum nu țineam cont nici la început, acum câțiva ani, când le povesteam de ce ar fi util să-ți creeze o pagină de Facebook și să o administrezi. Îi afectează foarte mult. Evident, vă dădeam exemplu cu grupul acela de călătorii, oameni care sunt cel puțin 12.000 de oameni, care călătoresc individual și, repede, trebuie să fiți acolo pe grupul ăla ca să vedeți în ce destinații călătoresc oamenii și când de în detaliu știu destinația respectivă. Deci oamenii, evident, dacă au ajuns în destinații super îndepărtate, au bani, își permit, dar nu au încredere să apeleze la agențiile de turism, sau mi se pare pur și simplu că plătesc un serviciu suplimentar într-un caz în care nu e nevoie. De aceea eu cred că viitorul este spre online, nu doar în agențiile de turism, dar mai ales acolo, și către companiile aeriene, același mesaj este. Ce cred însă că va funcționa, vacanțele simple probabil că se vor face și simpli break-urile, nu cred că se vor face altfel decât individual, dar probabil că circuitele complexe și genul acesta de vacanțe în care este dificil, cum avem noi, de exemplu, plecare mâine în America de Sud, avem numai 7 zboruri interne, sunt 3 săptămâni plecați, inclusiv în insula Paștelui. E dificil să-ți faci asta pe cont propriu, pentru că știu cât de dificil a fost pentru noi. O vacanță la plajă ți-o poți rezerva pe online, dar o vacanță, un circuit de genul acesta, în care, de ce e prețul scump? Pentru că am inclus tot, eu nu strângem bani în autocar, nu există conceptul de bacșiș, totul ne ocupăm noi. Oamenii nu mai plătesc, nu mai există taxe ascunse, nu mai există nimic. Și există o categorie de public, noi am făcut un studiu și am calculat undeva pe la 60.000 de oameni în România, care își permit să plătească genul acesta de vacanță. Evident, unii și le plătesc în rate, să spunem, mai multe rate, dar sunt și oameni pentru care cheltuie și 50.000 de euro într-o vacanță. 30% din ei zboară la business, de exemplu. Și mai e un lucru,
cred că e important pentru aceștia să meargă cu un om în care poate au încredere. Poate l-au văzut la TV, într-o emisiune și într-o piață în care oamenii nu prea mai au încredere în nimic, inclusiv în piața agențiilor de turism, lucrul ăsta cred că contează. Mulțumim, Răzvan! Felicitări pentru prezentare! Felicitări pentru ce faci!